Elevii lui Mircea, Abraham și Ovidiu Teușan au obținut al doilea succes din acest sezon și au urcat o poziție în clasamentul diviziei A1 la volei masculin după victoria cu scorul de 3-2 obținută în fața nou promovatei Steaua București. Șimleoanii au început partida excelent și păreau că nu vor întâmpina probleme în fața echipei din Ghencea. Fionic Șimleoa încheia repede conturile în setul inaugural, scor 25-13, dar s-au stins repede și în cel de-al doilea act au reușit să se impună în prelungiri cu 26-24. Cu aspeții fără punct și set câștigat în actualul sezon, au relansat jocul și au câștigat următoarele două seturi la același scor, 25-19, și au trimis jocul în tiebreak. Șimleoanii s-au trezit în ceasul al 12-lea și au câștigat setul decisiv cu 15-9, reușind să câștige partida cu 3-2, victorie care aduce echipei două puncte prețioase, dar nu și liniște atât de necesară grupării de sub măgură pentru atingerea obiectivului, clasarea în primele 6 echipe ale campionatului.